respectos, iubiți frați și surori, să ne ridicăm înaintea Cuvântului Lui Dumnezeu. Deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 28, citim versetele 18 la 20 și apoi mai citim un verset din fapte 1 cu 8. Matei 28 cu 18. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și a Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. Amin. Versetul 8 din fapte, capitolul 1, ci voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Amin. Vă invit respectos să vă reașezați. Împreună cu soția mea, Dana, împreună cu o mulțime de frați și surori din Biserica Happy Valley, Vă aducem salutări sfinte de la Biserica Happy Valley din Phoenix, Arizona, unde prin harul Domnului slujesc și din partea Uniunii Bisericilor Pentecostale Române din Statele Unite și Canada, dorim din toată inima Bunul Dumnezeu să binecuvânteze în continuare această convenție. Dorim să adresăm cuvânt de mulțumire pentru fratele păstorului Gimițoi, pentru echipa de conducere și pentru uh, întreaga comunitate de Chicago, pentru modul excepțional în care ne-au primit și ne-au găzduit. Domnul să vă binecuvinteze și să vă răsplătească toți cei care ați dat bani, cei care ați venit la repetiție toți cei care v-ați rugat, ați postit și ați investit pentru această lucrare cred că s-a meritat Mărit să fie numele Domnului doresc în continuare să aduc cuvântul lui Dumnezeu tema care mi s-a încredințat este trimiterea bisericii trăim într-o Într-o vreme foarte interesantă și ciudată în care am putea să pierdem focusul la întrunirile noastre, fie cu membrii Bisericii, fie cu Consiliul Pastoral, fie cu colegii pastori, fie cu prieteni, despre ce discutăm cel mai mult în vremea actuală, când ne întâlnim și stăm de vorbă. Despre alegeri. Despre alegeri, ăsta e primul subiect. Pentru cine votezi? Ai două orele de ales și trebuie să alegi pe cea mai puțin ria dintre două orele. A nu vota deloc nu este o opțiune pentru că asta ar însemna că îți dai cel puțin jumătate votul la cel mai rău dintre cele două opțiuni. Alegeri. Apoi vorbim despre Siria, despre Irak. Vorbim despre musulmanii care încet cuceresc Europa. Și ne pierdem în discuții și în subiecte și în probleme pe care nu le putem rezolva, care nu ne aparțin decât parțial, în mică măsură. E adevărat în ceea ce spuneam, trebuie să ne implicăm la nivelul la care putem să ne implicăm, dar trimiterea bisericii nu este ca să rezolve problemele politice sau conflictele militare ale lumii. Trimiterea bisericii este specificată de Domnul Hristos în mod foarte clar în versetele pe care le-am citit. Și în primul rând aș dori să mă opresc la motivația acestei trimiteri. Ce ne motivează ca să ne facem datoria ca această responsabilitate pe care Domnul a pus-o pe umerii bisericii să o ducem cu cinste la îndeplinire fără să ni se distragă atenția cu alte lucruri pe care nu le putem rezolva și care nu sunt ale noastre, ce ne ar trebui să ne motiveze. Și în primul rând înțeleg din textul acesta că autoritatea Domnului Isus Hristos, termenul original exousia, mai corect spus autoritate decât putere, autoritatea Domnului Isus Hristos este în spatele acestei trimiteri. Noi Îl reprezentăm pe El, noi reprezentăm împărăția Lui și El este autoritatea supremă în Univers care binecuvintează și însoțește pe toți cei trimiși. În momentul în care ești conștient de faptul că în spatele lucrării Bisericii este cel care are toată puterea în ceruri și pe pământ, n de ce să te temi. Îmi aduc aminte și trebuie să împărtășesc cu dumneavoastră că este potrivit, poate cu alte ocazii am mai spus sau am spus alte întâmplări asemănătoare, din viața familiei noastre, respectiv al tatălui meu. Tatăl meu a fost un om simplu, câțiva ani în urmă a trecut la Domnul, a lăsat o moștenire frumoasă familiei și amintiri frumoase cu modul în care Dumnezeu a lucrat în viața lui. Când era ceva mai tânăr, prin anii 70, lucra la Gostat, satul ca fermier. Om cu două clase, n-avea o slujbă importantă. Fiind la oarecare depărtare de casă, avea o cameră, ca o chilie, unde stătea timp de o săptămână, două, după care se întorcea din nou acasă pentru câteva zile și apoi mergea înapoi la servici. Într-o zi, Dumnezeu, în mod supranatural, îi dă un mesaj. În camera lui. O mână apare și începe să scrie un mesaj pe perete. Împărate, împărate. Acestea sunt cuvintele cu care începe mesajul și continuă. Să nu te atingi de religii ca de ochii din cap. Un mesaj nici prea lung, nici prea scurt, care nu este subiectul predicii din această seară. Se încheie mesajul tata se așează la masă și îl scrie, se înfățișează în fața directorului și spune, tovarășul director, am primit de la Dumnezeu un mesaj pentru împărat, care înțeleg că președintele României, președintele Ceaușescu. Ce părere aveți, tovarășul director? Directorul ia scrisoarea, o citește, baci-o dam, să nu-i scrie așa ceva. Dacă îi scrie așa ceva, vin și te leagă, Dumnezeu, o casă de copii, ai grijă de familie, e prea periculos. Se întoarce tot tata din nou în chilia lui și îl cuprinde frica, Doamne, nu vreau să-mi pun familia în pericol. Ce să fac, Doamne? Și vine din nou același mesaj. Din nou scrie mâna pe perete același mesaj și la final, de trei ori, cuvintele scrie-i, scrie scrie ia mesajul, îl pune în plic și îl trimite la București fără să se mai consulte cu nimeni. Dar înainte de aceasta, îl întreabă pe Dumnezeu și spune, Doamne, dacă totuși o să vină să mă ia și să mă închidă, ce să le spun? Tu să ridici mâna dreaptă sus și să spui, acel care a creat cerurile și pământul și acel care poartă norii și furtuna, acela m-a pus ca să scriu. Și atât. Doamne, îți mulțumesc. Când drăznea la scris mesajul, am să fac povestea scurtă. Mesajul a fost primit, a primit scrisoare înapoi, a vis de primire, s-a bucurat, tata s-a bucurat. Directorul, dar Dumnezeu îi dă un alt mesaj tatălui meu pentru preosime, pentru conducerea religioasă a României. Merge la preotul din sat cu mesajul, preotul se frică, spune că nu-i pentru el, să-l trimită la Oradia, la Bihor, la episcopie. Trimite mesajul la episcopie și peste câteva zile, doi securiști îmbrăcați bine, la gostat satul lung, se prezintă, stau de vorbă cu directorul și îl întreabă, aici locuiește sau stă temporar cel puțin unul Avram Adam? Da. Am venit să-l ridicăm. Păi, chemați-l. Îl cheamă. Dar ce vinare? are? De ce vreți să-l ridicați? Păi am primit scrisoare de la Episcopia Bihor către securitatea Baia Mare, județul Maramureș, vă rog să-l ridicați de urgență, pe numitul Avram Adam Gostat Satul Lung, care tulbură liniștea și poporul. Așa am primit dispoziție de la episcopie și am venit să ridicăm. Tata ridică mâna dreaptă sus și spune acel care a creat cerurile și pământul și acel care poartă nori și furtună, acela am a pus ca să scriu după mesajul acesta, directorul spune, stați așa oameni buni, că omul acesta a mai primit un mesaj și l-a trimis la Ceaușescu. Și Ceaușescu i-a trimis scrisoare și aviz de primire. Uh, nu a venit să-l aresteze nimeni. O, oh, dar cum așa? Ia să vedem. Uh, îi arată documentul, uh, cel mai mic ofițerul îi spune celui mai mare, uh, nu avem ce să-i facem la omul acesta, că se pare că e liber de la Ceaușescu și-au împachetat lucrurile și-au plecat. Eu spun în seara aceasta că el n-a fost liber de la Ceaușescu, el a fost liber de la cel care are toată autoritatea în cerul și pe pământ și în întregul univers, binecuvântat să fie numele lui. Suntem noi conștienți de faptul că în spatele trimiterii este Isus Hristos Domnul, cel care a biruit moartea, cel care împărățește, cel care este veșnic Dumnezeu, cel pe care nu-l votează nimeni și nu-l scoate nimeni niciodată de pe tron, nu se face adunare generală niciodată, nici în cerul, nici pe pământ, ca să-l voteze cineva pe Dumnezeu. El este Dumnezeu, împărat și stăpân. El este în spatele acestei trimiteri. Aceasta ar trebui să ne motiveze. Un alt lucru care trebuie să ne motiveze este puterea primită la Rusalii. Fapte 1, versetul 8. Și voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi, termenul folosit este dunamis, adică energie, putere, har, viață. Noi lucrăm în autoritatea celui care ne-a trimis și în puterea Duhului Sfânt care este cu noi. După vindecarea uh, ologului de la Poarta Frumoasă în fapte 3, uh, oamenii s-au adunat și au făcut un pic de tulburare, o adunare generală să întrebe ce s-a întâmplat acolo. Și Sfântul Petru ia cuvântul și spune, voi vă puneți întrebarea cum că omul acesta a fost ridicat în picioare și tămăduit. Nu prin puterea noastră, ci prin puterea celui care ne-a trimis. Cel care este în spatele trimiterii noastre. Fapte 19, 13 la 16 avem de a face cu esorciștii iudei, șapte fii ai lui Șceva, care credeau că scoaterea demonilor e un business bazat pe o anumită formulă. Și folosind aceeași formulă ca și Pavel, vroiau să scoată demonii, dar demonii s-au întors împotriva lor și i-a bătut zob, i-a făcut de rușine, toată cetatea I a auzit că puterea lui Dumnezeu este mare și că numele Domnului Isus Hristos este înălțat prin cei care au autoritatea și puterea primită de la El. Când nu reușim să motivăm credincioșii în această trimitere să cerem puterea de la Rusale. Să ne rugăm ca Dumnezeu să umple bisericile noastre în continuare cu Duhul Sfânt. Și aceasta ne va motiva ca să ducem mesajul Evangheliei mai departe. În al doilea rând, mandatul trimiterii. Mandatul acestei trimiteri este un mandat foarte simplu, foarte uh, concis, foarte la subiect. Facerea sau formarea de ucenici. Acesta este, este mandatul nostru. Nu doar de convertiți, ci de ucenici în toată lumea, la orice făptură, până la marginile pământului. Și lucrul acesta se realizează botezându-i și învățându-i să nu doar să știe, învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit eu, spunea Domnul Hristos. Mandatul nostru este să predicăm Evanghelia, să botezăm și să învățăm oamenii să păzească cuvintele și învățătura Domnului Hristos. E partea care nu place la o mare parte din biserică. De aceea sunt bisericile pline de convertiți, neînvățați, și nenăscut din nou. Avem foarte mulți membri, dar puțini ucenici. Până și liderii spirituali din secolul 21 nu mai sunt așa de interesați în învățătura Domnului Isus și în păzirea poruncilor Lui ci mai degrabă în sondaje de opinie, în părerile membrilor, să vedem ce fel de adunare avem, să vedem cum le place oamenilor, cum să ne orientăm, cum să ne organizăm, ce să predicăm, cum să predicăm, să nu supărăm pe cineva. De aceea cei mai populari predicatori ai zilelor noastre sunt aceia care doar îi motivează pe oameni, doar îi încurajează, doar îi îmbărbătează, spunând că în lume e destul rău și dacă vin oamenii la biserică să nu mai fie Apăsați să nu se mai pună poveri pe ei, să nu să audă lucruri negative, doar lucruri frumoase și pozitive. Iubiți frașe și surori, poporul Domnului trebuie învățat să păzească. Noi trebuie să învățăm să păzim ceea ce ne-a poruncit Domnul. Mandatul sau obiectivul trimiterii nu este la latitudinea fiecărui credincios. El a fost stabilit de cel care ne-a trimis. Nu noi alegem acest mandat, El l-a stabilit orice lucrare pe care o facem trebuie să ducă la atingerea acestui obiectiv. Acțiunile caritabile sunt bune și ele la locul lor, acestea moaie inima oamenilor și adună bani mai ușor. Dar nu acesta este mandatul nostru primordial. Ajutorarea poate fi un act însoțitor, ajutător, dar nu este obiectivul bisericii. Sunt mulți oameni fără Dumnezeu care se implică în acte caritabile. Hollywoodul este plin de staruri care n-au nimic în comun cu Dumnezeu, care trăiesc în desfrâu și desmăți, dar dau milioane de dolari pentru ca să aibă milă sau să ajute pe alții. Fac un lucru bun, dar Dumnezeu dorește mult mai mult decât atât. Dorește ca oamenii să primească mesajul și să împlinească porunca Lui. Mandatul Domnului Hristos stabilește parametri în cadrul căreia beneficiem de autoritate, de protecție și însoțirea celui ce ne-a delegat. Dacă Dumnezeu simțim uneori că nu-i cu noi, trebuie să ne punem întrebarea, Doamne, de ce nu ești cu noi? Doamne, unde ești? De ce ne-ai lăsat? De ce ne-ai părăsit? Doamne, vrem să te vedem viu în adunările noastre. E posibil că am ieșit din parametrii stabiliți de mandatul lui. În versetul 20 e promisiunea, iată eu sunt cu voi, iată eu sunt cu voi dacă faceți ucenici și dacă învățați să păzească tot ce v-am poruncit. În 1 Împărați, capitolul 13, întâlnim un om al lui Dumnezeu care primește un mandat și o poruncă clară din partea Domnului ca să meargă la Betel să rostească un cuvânt pot, profetic împotriva altarului și împotriva poporului idolatru și apoi să se întoarcă pe alt drum fără ca să mănânce și fără să bea apă în locul respectiv. Omul acesta își permite să calce porunca Domnului fiind înșelat de un alt profet și ce se întâmplă cu el? La întoarcere acasă trimite Dumnezeu un leu, un animal sălbatic, așa, nu, nu leul uh, Ron, leul The Lion, ok? A wild lion, nu de la zoo. Îl trimite Dumnezeu și dă un mandat leului și spune Dumnezeu leului, te duci pe drumul acela, o să vezi pe un om călare pe un măgar. Instinctul tău de leu este să ataci măgarul, să-l sfârși și să-l mănânci. Dar tu să nu faci lucrul ăsta. Să-l ataci pe omul care e pe măgar, să-l omori, să nu-l mănânci pe om și pe măgar să-l lași în viață. Și tu să rămâi să-i păzești pe amândoi. Și leul ascultă. Leul ascultă. Prorocul Domnului n-ascultă. Dar leul ascultă. În momentul în care ieșim din parametrii mandatului pe care l-am primit, să nu ne așteptăm la protecția, paza și însoțirea, dar dacă rămânem acolo unde ne-a așezat Dumnezeu, dacă suntem încadrați în porunca Domnului, Dumnezeu va binecuvânta lucrarea noastră, măriți să fie numele Lui. În al treilea rând, manifestarea acestei trimiteri. Trimitere generală o numesc în primul rând, cum se manifestă această trimitere în mod general, adică asupra tuturor? Toți suntem trimiși să fim martori ai Evangheliei prin exemplu personal, prin participare la casa lui Dumnezeu și în toate lucrările în care se implică Biserica, prin post și rugăciune și prin sprijin financiar. Zic Dumnezeu să ne ajute să fim astfel de martori. Apoi. Nu cred că este nimeni simplu membru. Auzim termenul acesta des. Frate, tu ce ești în adunare? Eu sunt un simplu membru. Ce înseamnă simplu membru pentru tine? Well, americanii și tânăra generație vehiculează un termen, îi spune bench warmer. Un încălzitor de bancă sau un consumator de oxigen în adunare sau la noi în Arizona un consumator de aer condiționat. La dumneavoastră iarna un consumator de căldură pe care trebuie să o producem și să plătim pentru ea. Eu nu cred că sunt mulți din ăștia în adunare. Eu cred că cei mai mulți oameni din adunările noastre sunt oameni care mărturisesc prin exemplu personal acasă și la servici. Prin participare la biserică, prin post și rugăciune și prin sprijin financiar. Există un fel de sindrom, îl numesc sindromul Diotref din, din 3 Ioan. E sindromul celui care vrea să se bage în seamă. Dacă nu faci ceva, dacă nu faci ceva, așa. Așa aud eu acum, între, și între tineri și alții mai în vârstă. Mă, trebuie să faci ceva, trebuie să faci ceva. Dar trebuie să fie ceva deosebit. Nu doar să vii la biserică, să stai la biserică, să stai pe bancă. Trebuie să faci ceva. Păi, ce să fac? Mă, dacă te-ai ridica și tu să ceri bani pentru ceva, pentru un scop interesant, ai fi mai important dacă te aduni, aduni fetele să le faci lidere prin niște studii biblice speciale, măi, te-ai simți așa de bine. Dacă deschizi și tu o misiune, dacă vezi un gol undeva, un niche in the market, spune americanul, atunci o să te simți important să te duci și tu măcar o dată în Africa, în India, în Indonezia, în România, undeva, ca să fie anunțat de la Anvon. Sau măcar să te ridici, să anunți și tu ceva în adunare că dacă nu le faci pe niciuna din astea, nu ești decât un bench warmer, un, un vai de tine, un halal credincios, un simplu membru. Și eu nu vreau să fiu simplu membru. Iubiți frate și suroși, slujitori, știți că aceștia simpli membri țin biserica? Știți că simpli membri țin biserica? Știți că noi nu -aveam, aveam convenție fără simpli membri care vin aici? Cum arăta convenția asta fără 4.000 de oameni? Nu e simplu membru dacă te rogi, nu e simplu membru dacă te rogi, ești un membru extraordinar. Nu e simplu membru dacă postești, nu e simplu membru dacă dai bani pentru lucrarea lui Dumnezeu. Nu e simplu membru dacă participi și te închini. Știi că prin însăși faptul că dimineața te trezești cu o oră și jumătate mai devreme, ca să te pregătești, să te speli, să te îmbraci, să-ți ai copii, să-i pui în mașină și să-i duci la casa Domnului și să stai pe bancă pentru ca să asculți mesajul lui Dumnezeu care să-ți impacteze viața, să-ți transforme viața, să-ți îmbogățească viața. Știi că prin aceste acțiuni tu te închini. Ești un închinător înaintea lui Dumnezeu. E un act al închinării tale. Nu lăsa pe nimeni să spună că n-ai valoare, că trebuie neapărat să faci ceva extraordinar, că nu toată țara e armată. O țară are armată, dar trebuie să fie țară înainte de a fi armată. Dumnezeu să binecuvintează țara și Dumnezeu să, să binecuvinteze soldații, cei care sunt pe front din punct de vedere spiritual. Există apoi manifestarea trimiterii speciale sau manifestare specială a trimiterii. Unii au o trimitere specială prin descoperirea Duhului, fapte 13 și fapte 16, Duhul Sfânt descoper o anumită lucrare, o anumită misiune și prin confirmarea bisericii. Biserica confirmă lucrarea respectivă. Nu face o lucrare specială de capul tău. Cere confirmarea Domnului prin biserică. Dacă lucrarea pe care o faci implică biserica, dacă trebuie să cer bani de la biserică, dacă trebuie să cer rugăciunile bisericii, implică biserica să confirme lucrarea pe care o faci. Dacă Duhul te-a trimis, dacă biserica confirmă, luptă pentru cauza respectivă până la moarte, Domnul va fi cu tine și îți va da biruință. Și apoi este manifestarea trimiterii individuale, așa am numit-o ca să fac deosebire de celelalte. Marcu 5, 19 la 20. Domnul Iisus Hristos eliberează un demonizat în Gadara și vrea să-L urmeze pe Domnul și Domnul îi spune nu, du-te la în familia ta și mărturisește ce ți-a făcut Domnul și cum a avut El milă de tine. Iubiți frați și surori, popor al Domnului, în mod individual, fiecare dintre noi suntem chemați trebuie și putem să spunem ce ne-a făcut Domnul. Nu trebuie să fii teolog. Nu trebuie să fii pastor, nu trebuie să fii predicator, nu trebuie să fii orator, nu trebuie să fii nimic special în ghilimele. Ești deja special, ești copilul lui Dumnezeu. Ești deja special pentru că te-ai întâlnit cu Domnul Hristos. Ești special pentru că Dumnezeu a lucrat în viața ta. Dacă nu știi să-ți o predică, nu trebuie să-ți o predică. Vorbește cu colegul tău, vorbește cu vecinul tău. Spune-i de modul în care Domnul Isus a lucrat în viața ta. Și în felul acesta vei fi martor. Vei fi martor pentru puterea lui, pentru harul lui, pentru lucrările lui. Îmi închei mesajul aici. Aș dori să vă întreb dacă este cineva aici care a trăit el. O vindecare miraculoasă în trupul lui. Dacă a trăit el o vindecare miraculoasă în trupul lui, vă rog să vă ridicați în picioare. Vă rog să vă ridicați în picioare. Cei care ați trăit o vindecare miraculoasă în trupul dumneavoastră. Face Domnul minuni. Am. Aleluia. Vă rog, rămâneți în picioare. Vă rog să vă ridicați în picioare cei care cunoașteți pe cineva sau aveți pe cineva în familie. Care a trecut printr-o vindecare miraculoasă. Face domnul minuni. Suntem martori. Noi nu suntem aici o adunătură de oameni, nu suntem la voia întâmplării. Noi suntem martori. Noi declarăm de aici că Dumnezeu trăiește. Noi declarăm de aici că vrem să îndeplinim mandatul primit de la Domnul Hristos. Suntem martori. Și apoi a ruga să ridice în picioare toți cei care au fost atinși de puterea Cuvântului și de puterea Duhului într-o zi în viața lor. Vă rog să vă ridicați în picioare. Trăiască, Domnul! O sală plină de martori. Vedeți că toți suntem. Martor, nu suntem spectatori, nu-i nimeni benchwarmer, nu-i nimeni simplu membru. Toți suntem martori ai puterii lui Dumnezeu. Amen. Domnul să binecuvânteze adunarea.